Da, pentru... Să discutăm, că nu o să vorbim de asta. Da, da, da. Vă rog să vă rog să vă rog să vă rog să curtea întreprinderii, nu am curtea întreprinderii. Ce am făcut? Am curat? Aici am curtea întreprinderii, aici am curat. Nu v-a ajutat. Dar am curat ceva. Pentru ce? Pentru ce să vă dau? Domnule, vă explic. Bun, prezentați-mă documentul. Pentru ce să vă dau aici în curtea întreprinderii? Vă explic, domnule. Nu am primit ordin șefii mei, mă telefon. O dată. Domnul meu, ascultați-mă. Da. Atenție. Tot din caz. Da. Pentru ce să vă dau? Dați-mi, vă rog, pentru că vă solicit eu un document de identitate, vă explic motiv. De ce e greu? Păi, dar pentru ce să vă dau domnule, colegii? Domnule, dar vă explic de ce nu înțelegeți, domnule meu. Pentru ce dat? În curtea întreprinderii, pentru ce? Am furat ceva aici la voi, mă. Domnule, pentru ce să-i dau poliție? Ascultați-mă, ascultați-mă. Da, domnule. Calmați-vă, domnule. Bă, fraților, băi, eu nu am putut, domnule. Nu trebuie să vă calmați. Eu am la două ture. Eu oraș nu pot plăta într-o singură cură. Da, vă chemat dumneavoastră, ei. Da. Deci vorbim calm. Da. Trebuie să vă enervați. Dar pentru ce să vă dau buletin? Pentru că vi solicită un organ al statului. Da, trebuie să-mi dați buletinul. Da, vă dau. Extraordinar, domnul Cercinat. Ce-am făcut? Am omorât? Pe care v-am dat cuiva în cap? Dacă deci vi s-a explicat clar. Regulile de acces aici. Da. De ce nu vreți să înțelegeți? Doamne, regulile de acces am primit ordin de la șeful de cântar și nici un lucru. Cine v-a dat dumneavoastră ordin să intrați? Dumnealui a chemat, șeful lui a dat ordin să mă bage în untru pe mine. Dacă șeful lui, dacă noi am spus că nu are voie. Domnul Simeon. Da. Domnul Simeon. Asta trebuie să respectați dispozițiile organului de ordine, care este pus clar aici. Da. Ascultați-mă. Da. Trebuie să respectați. Da. Dacă nu respectați aceste dispoziții, riscați să fiți sancționat contravențional. Pentru? Înțelegeți? Pentru gunoi. Pentru că ați pătruns, nu e autorizat. Noastră trebuie să pătrundeți autorizat. Cum ne-a autorizat? Trebuie să aveți o autorizație. Nu intrați așa. Am, domnule, eu am o autorizație de deci, de aia. Colegul meu este pus aici, este pus... Nu am autorizație. Rămâneți la mașină, mă rog. Face bară! Comanda asta aqui. Da? Comanda asta pentru cine? Comanda asta pentru cine? Da? Stai, mă, că eu cum...